acest moment, în acest punct, de a te cerceta, de a te judeca pe tine însuți, în starea spirituală în care te găsești, ajungi mântuit în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă îți mărturisești păcatele și te desparți de ele, dacă îți mărturisești păcatele și renunți la păcat și la plăcerea de plima păcatului, Dumnezeu este Cel care se îndură de tine și dă mântuirea cu plăcere, numele Lui să fie binecuvântat. Vedeți, femeia a avut curaj și a avut îndrăsneală să vină la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu pentru capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de vețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Slăviți să fie Domnul! Amin. Pentru mântuirea sufletului, Dumnezeu a plătit prețul prin Fiul Său, prin Iisus Hristos, la Golgota. Ești gata să-ți predai inima în mâna Lui? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ești gata să vii la picioarele Lui? Așa cum a venit acea femeie păcătoasă, femeie murdară, femeie care avea nevoie de eliberare, care nu avea nevoie să fie scăpată de păcate. Și vedeți afirmația Domnului nostru Iisus Hristos. Simone, vreau să-ți spun, femeia aceasta care are păcate multe, îi sunt iertate. Pentru că ea, dragii mei, a știut să aleagă persoana care poate să o scape de păcate. De aceea, să venim cu toată inima și cu toată dragostea la picioarele Domnului Iisus Hristos și în această seară eu vă chem la Hristos și mântuirea Lui. Amin. O religie. E adevărat că mă lipesc întotdeauna de gruparea care condamnă păcatul și se luptă să trăiască o viață curată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Și al patrulea rând, și cu aceasta închei, Dumnezeu pune darul credinței. Credința, dragii mei, adevărată, te ajută să biruiești păcatul. Credința adevărată, credința este un dar. Se spune aici, credința vine în urma auzirii. Scrie Biblia în Romani, capitolul 10, versetul 17, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 2, versetul 8, căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Aleluia! Credința pentecostală, sau baptistă, sau evanghelică, sau catolică, sau ortodoxă, dragii mei. Credință nu sunt mai multe. Oamenii spun, Domnul, vreau credința mea. Efeseni, capitolul 4, versetul 5. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Dragii mei, credința adevărată este o credere, Evrei 11:1, este o credere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Mă rog din toată inima, în urma evanghelizării, Dumnezeu să pună darul credinței în inimile noastre. Evrei 11:6 și fără de credință, ascultați-mă, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Aleluia. Dumnezeu există. Dragii mei, chiar dacă comuniștii au încercat să ne îmbibeze în mintea noastră și în intelectul nostru această învățătură falsă, ateistă, marxist-leninistă, dar Dumnezeu, dragii mei, și oricât s-au luptat din potrivă oamenii care au avut frică de Dumnezeu, l-au slujit cu lepădare de sine, chiar dacă au fost prigoniți și de multe ori li s-au tăiat anumite drepturi, dar au fost plini de bucurie că Dumnezeu a fost cu ei. Aleluia. Și fără de credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Aleluia. Și că răsplătește pe Cel ce-L caută.
Știți de ce nu vin oamenii la Dumnezeu? Pentru că nu cred în răsplătirile lui Dumnezeu. Știți ce spun oamenii? Vezi de treabă, Domnule. Pe ce ești mort, ești bun mort. Mai spun unii, Domnule, dar de când să te predică, de când să te citește, de când să te spune că va veni? Și ascultați-mă, vă rog, ce spune Biblia în 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o de lungă răbdare și dorește, dragii mei, ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți, Dumnezeu ne-a acordat seara aceasta harul și binecuvântarea de a asculta Evanghelia, ocazia de a ne întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere. Amin. Chiar dacă noi, părerile noastre, dragii mei, și necredința noastră, nu îl împiedică pe Dumnezeu să nu-și ducă planul la îndeplinire. Să știți că este foarte important să ai în inimă credința cea adevărată. Credința, așa cum spuneam, este un dar. Credința vine în urma auzirii și prin credință pe care o primim de la Dumnezeu ca dar, ai putere să biruiești păcatul. Și ascultați, vă rog, ce spune Biblia în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Slăviți să fie Domnul! Aleluia! Dragii mei, foarte important să ai această naștere de sus, naștere din cuvântul Scripturilor, din cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu. Și aici spune că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Nu se bate cu toți oamenii, să nu mă înțelegeți greșit. Ci biruiește poftele firii pământești, biruiește păcatul, dragii mei. Și această biruință asupra păcatului o avem prin credința pe care Dumnezeu a pus-o în sufletele noastre ca dar. Numele Lui să fie binecuvântat. De aceea, stimații mei, femeia aceasta a fructificat ocazia când Domnul nostru Iisus Hristos s-a aflat în cetate. Și în versetul 50 Domnul Iisus Hristos i-a spus următoarele cuvinte. Luca 7:50. Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Dragii mei, n-ați vrea să auziți aceste cuvinte la finalul slujbei din această seară? Să mergi acasă plin de bucurie că Dumnezeu ți-a umplut inima de iertare, de pace și de binecuvântare. Vedeți, femeia a crezut că singurul care o poate scăpa de păcate este Iisus Hristos Domnul. Dragii mei, s-ar putea întâmpla să ne legăm de tot felul de obiceiuri, tot felul de forme, de tot felul de ritualuri. Adevărata bucurie o dă Dumnezeu la picioarele Domnului Iisus Hristos. Adevărata bucurie, dragii mei, este să simți cercetarea lui Dumnezeu. Să fii plin de bucurie că Dumnezeu te-a iertat, te-a salvat, te-a luminat. Am văzut frați care plângeau și spuneau și se rugau. Și spuneau: îți mulțumim, Doamne, că ne-ai scos din întuneric la lumină și ne-ai iertat păcatele și ne-ai salvat și ne-ai mântuit. Dragii mei, Dumnezeu poate să te lumineze.